Să-i dau o mână de ajutorul lui Don Way și să antrenez echipa Terei pentru o vreme. Dar sunt lucruri pe care nici cel mai bun antrenor nu le poate prevedea. Nu-ți mai face rău! Mama ta nu ar fi vrut asta! Se pare că Molly este Eva, fiica pierdută a lui Don Way, deși ea ține lucrul ăsta secret. Șoricelule, sper că vei găsi puterea să-ți învingi demonii interior, da? Marea cursă poate deveni o provocare mai mare decât orice ne-am putea imagina. Faceți loc! Haide, Rick! Echipa e deja acolo! Hei, dar ce e asta? Mai pune două puncte de sudură la chestia aia. Aici e totul în regulă, verifică partea cealaltă. O să reparați săgeata șuierătoare, o să faceți una nouă. Am creat ultimele retușuri în timp ce lucram încă la Miguel. Apoi am uitat de ele. Dacă știam despre acești mecanici Scrubs, am fi rezolvat imediat. Ar fi bine să ai dreptate. Ultima noastră șansă ca să ne calificăm pentru Oban începe în câteva ore. Da? Hei, Stan, ai verificat sistemul intern de răcire? Bună ziua! Dar vă că vă distrați! Ai ceva să-mi comunici? Ce vrei să spui? Bineînțeles! Prostuțul de mine! Judecătorii au terminat de trasat ultimele reguli. Ultimele reguli? Cele 6 echipe din finală deja s-au întâlnit odată unele cu altele. Pentru cea de-a 6-a cursă, concurenții sunt aleși întâmplător. Înțeleg. E totul scris în documentul ăsta. Numele concurenților, regulile în caz de remiză, tabele de departajare pentru Oban sau, în cazul unei înfrângeri, călătoria de întoarcere către planeta voastră. Nu-i așa că e frumoasă? Puternică, rapidă, sigură. Săgeata șuierătoare 3. O navă nou-nouță pentru un proaspăt campion. Vă mulțumim, băieți, este o operă minunată. N-am fi reușit fără voi. Ei, domnule, care e verdictul? Ah, da, arată excelent. Am numele în următorului nostru adversar. Vom lupta cu colonelul Toros. Dar el nu a pierdut nicio cursă. Iar data trecută era cât pe ce să ne facă plăcintă. Echipa asta s-a îmbunătățit considerabil de când am pierdut lupta cu Toros.
Încărcați rezervoarele și faceți ultimele probe imediat. Vom fi chemați din clipă în clipă. Da, domnule. Suntem pregătiți. După tine, colega. Nu uitați, ca să vă clasați în primele trei echipe și să vă calificați pentru Oban, trebuie să-l învingem pe Toros cu orice preț. Cu Toros sau fără Toros, nimeni nu va sta între marele premiu și mine. Nici măcar un Krog. Ultima rundă! Oh! Domnule Raș, trebuie să vă odihniți. Oh! Ah, cred că ai dreptate. Am vrut doar să-i salut pe copii. Acum vom chema echipa Terra. Cum se simte? Cârma este puțin cam înțepenită, dar o să mă obișnuiesc. Provocată de Toros, colonelul Imperiului Krog. Ce se întâmplă? Este o mașină nouă, lăsați-mă să mă obișnuiesc cu ea. Haide, Eva, asta este. Trebuie să o fac. N-am altă șansă. Asta e fata mea. Să vedem ce poate. La o parte, Krog! Lovește, Jordan! O merită! Ei bine, am un mic deja vu. Avem nevoie de viteză, Molly! Da? Asta a durat prea mult. Mi-am învățat lecția. Nu mă poți păcăli de două ori. Stan, supermotorul este reparat? Recepționat. Aceleași comenzi ca și înainte. Cum putem prinde o asemenea viteză? A fost foarte ușor. Am montat turbinele în mănunchi. Asta a fost ideea mea. Aproape am dublat capacitatea. Nivelul de energie? Pentru o vreme e încă bine. Am mărit și capacitatea rezervorului, așa că e în regulă. Cum te s-a întâmplat așa ceva? Koji, putem face ca păpușa asta să se miște mai repede? Ei, da, orba!
Stan, ce zici despre... Nici nu se pune problema. Fuselajul se poate sparge sub lovitură. Ei! Torus, fuge! Nu a fost testat. Nu e sigur încă. Stan, te rog, fă-o. N-avem altă șansă. Dar, Don... Mi-asum toată responsabilitatea. Protestez, dar fac asta. Supermotoarele activate. Ce se întâmplă? O să te zdrobești de zidurile templului. Trebuie să te oprești acum. Nu, nu mă opresc. Știu că mama n-ar fi făcut-o. Om prostuț, o să ne distrugi pe amândoi. Molly, Eric, oprește supermotoarele. E prea riscant. Nu, Molly! Și eu n-aș fi putut face cascadoria asta. Câștigătorul este echipa Terra! Au reușit! Adică, au reușit! Torus are 5 victorii și de aceea e calificat pentru Oba! Echipa Terrei are 3 victorii și va trebui să aștepte rezultatul cursei dintre prințul Aika și Spirit. Atunci vom ști calificații. Dar oamenii tocmai l-au vins pe cel mai bun pilot. Ei trebuie să se califice pentru Oban. Dacă prințul Aika învinge, echipa Terra se califică pentru finale. O victoria lui Spirit va crea o posibilitate în favoarea sa și va descalifica echipa Terrei pentru Oban. Cred că glumești. Spirit ne-a învins înainte. În cazul unei remize, Spirit are un avantaj înaintea noastră. El va fi învingătorul.
Este foarte clar scris în regulament. Trebuie să acceptăm. Știi că Aika o să piardă intenționat lupta ca să câștige Krogs. E aranjat. Oricum, toată lumea știe că Nurasianii sunt în mâinile lui Krog. Jordan, te rog, nu începe din nou. Crezi ce vrei, dar eu, să știi, am văzut împreună. Acum este chemat Aika, prinț al Nurasiei. Molly, te rog, nu te uita așa la mine. Faci să fie și mai grea situația. Provocat de către spirit, ambasador al Fils. Sper că l-ai făcut să înțeleagă cum stau lucrurile pe tânărul tău stăpân. Foarte clar. Prințul va proceda așa cum i-ați cerut. Mă bucur să aud asta. Terra, cred că i-a dat o lecție. Ia te uită, onestul prinț nici măcar nu se preface că se întrece. Este imposibil, cavalerii nurasieni au onoare. Nu mă va dezamăgi, sunt sigură. Armură, Gdar, calmează-te, nu e ziua victoriei. Și eu simt la fel. Ne trădăm prietenii și pe noi înșine. Așa nu mai poate continua. Un Sakai, Gdar Vakar! Ce-i asta? Trădare? Eu nu știu, nu înțeleg. Lupți bine, spirit, dar astăzi trebuie să înving. Un Sakai Nurama Shofar. Cele trei echipe selecționate pentru marele final de pe Oban sunt... Krogs cu 5 victorii, Nurasienii cu 4 victorii și echipa Terra cu 3 victorii! Trădarea Krog a fost cea mai mare greșeală. Această zi nu va fi uitată. Colonele! Știi, tipul ăsta e în regulă. Și cine știe, poate că voi începe chiar să-l simpatizezi. Rick, nu m-am simțit atât de bine de nu mai știu când. De când ai câștigat primul tău Grand Prix de pe pământ, mai știi? Da. Rick, poți să fii mândru de tine. Cu siguranță ai schimbat-o pe fata asta. Eu n-aș fi reușit. Rick, poți să intru? Rick? Băieți, l-ați văzut pe Rick? Nu-l găsesc nicăieri. Da, cred că a ieșit afară acum o jumătate de oră. De ce? Avea rucsacul cu el. Oh, mersi. Rick? Rick, unde ești? Super cursă! A? Molly, te-ai schimbat foarte mult, abia te-am recunoscut. Îl caut pe Rick, l-ai văzut? Rick? De fapt, da, se întorcea înapoi pe Terra. Pe Terra? E chiar acolo? Oh. Oh, Rick! Humanoizii ăștia chiar că sunt ciudați. Zău așa. Hei, Rick, stai! Rick, ce faci? Ce faci? Suntem pe drumul spre Oban, nu poți pleca acum. De ce ne părăsești? Am învățat tot ce știu, șoricelule. Cursele au luat sfârșit pentru mine. Dar eu... spațială e pregătită de decolare. E timpul să mă gândesc la noua mea viață. Tu o să te descurci. Rick! Ah!
mulțumesc pentru tot. Adio, campionule.